Peste 3 săptămâni, sistemul Team Park îți poate scoate mai mulți bani din buzunar, în câteva parcări centrale. La inițiativa edilului Nicolae Robu, în 30 iulie intră în ședința Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care se dorește dublarea tarifului de 1,5 lei pe oră în următoarele parcări: Piața Iancu Huniade, Parcarea Modex, Strada Nicolas Lenau, Strada Mareșal Foch Ferdinand, Parcarea din spatele magazinului Bega. Astfel se creează pentru cele trei parcări zona 0 verde, care va avea tariful de 3 lei pe oră pentru vouchere și 0,75 euro pe oră plus TVA pentru SMS. Sigur că veniturile vor fi mai mari în momentul în care pe aceste trei parcări cu barieră se stabilește tariful de 3 lei pe oră. E un tarif foarte mic în comparație cu ce se practică în Arad, de exemplu, unde e 6 lei pe oră. Părerile consilierilor din opoziție referitor la această propunere sunt împărțite. Țărănistul Adrian Orza este de părere că actualul Team Park funcționează la fel precum Tel Park și va vota pentru creșterea tarifelor doar cu condiția reintroducerii barierelor în cele trei parcări menționate. Acum există o propunere a executivului ca în parcările din centru să se revină practic, să se anuleze abonamentele. S-a spus că e vorba de un experiment care a durat 3 luni. Sigur că, din punctul meu de vedere, acest experiment nu trebuie să existe pentru că noi știam rezultatul dinainte și l-am și spus. Din punctul meu de vedere, ar trebui reinstalate și barierele pentru că așa decizia, substanța deciziei va fi mult mai eficientă. Și pe de altă parte, cred că reintroducerea acelor tichete, chiar dacă ele se folosesc mai puțin, e la fel un lucru de bun simț și pentru străinii care vin și care n-ar mai trebui scutiți de acest sistem pentru că de plată, pentru că noi dacă mergem în alte orașe din Europa, practic plătim locul de parcare și nu faptul că suntem străini. Consilierii PDL vor vota pentru creșterea tarifelor de parcare în Timișoara doar dacă sistemul de plată va fi și altul în afară de cel prin SMS. Democratul Sandu Ștefan este de părere că o astfel de majorare nu este suficient de atrăgătoare pentru cetățeni, ceea ce conduce la un număr foarte mare de răuplatnici. Consilierul mai susține și faptul că nu ar fi cinstit să încarce cu tarife mai mari pe cei care oricum plătesc, în condițiile în care o foarte mare parte din șoferi nu achită niciun fel de taxă. Dacă aleșii locali își vor da acordul pentru majorarea tarifelor de parcare în zona 0 din centrul orașului Timișoara, hotărârea va intra în vigoare din data de 15 august. Celelalte prevederi ale regulamentului de funcționare al sistemului de parcare al autovehiculelor în municipiul Timișoara rămân nemodificate. Zic că actualul sistem de plată a parcării doar prin SMS-uri sau bip-uri prin intermediul telefonului mobil nu este suficient de atrăgător pentru cetățeni, ceea ce conduce la un număr foarte mare de șoferi care nu achită această taxă. Și considerăm că nu este în regulă ca să încărcăm cu tarife mai mari pe cei care oricum plătesc, în condițiile în care o foarte mare parte din șoferi nu achită niciun fel de taxă. Și atunci trebuie prima dată pentru creșterea veniturilor să intervină prin adoptarea unui sistem care să fie ușor de utilizat și accesibil tuturor, respectiv cel puțin încă o modalitate de plată a parcării, că o fi cu tichete, că o fi prin parcometre, că deja oricum, dar să nu rămână sistemul prin celular exclusiv. Și credem că după aceea, după ce se conștientizează că cea mai mare parte a populației să-și achite taxa de parcare, atunci se poate umbla, dacă se consideră, și la partea de tarife, ca să se stabilească un echilibru între cerere și ofertă.